Nu este un eveniment prin care dăm oamenilor doar pâine și circ, dar o să fie un eveniment în care chișinăuienii o să vadă cum într-o zi se poate schimba orașul și cum, dacă ne unim într-un concept poate mai underground, cum putem schimba orașul la față și să începem de aici. De fapt, acest eveniment poate fi denumit și un eveniment protest, pentru că locatarii acestei zone tot ne spun că aici, zona aceasta, centrul istoric al Chișinăului, se planifică la peste câțiva ani să mai apară câteva blocuri locative. Și respectiv, această zonă este practic unica ce a rămas din istoricul, din centrul istoric care a fost înainte de Șciuțel și Bernardațe. Și dacă noi, cetățenii, vom ocupa acest loc prin acest proiect care facem noi, prin grafituri, prin tot ce înseamnă underground, înseamnă că cei care vor face aceste blocuri locative aici vor fi cumva stopați, opriți, și acest eveniment, de fapt, este un eveniment mai mult protest, dar e clar să fie și un eveniment de divertisment destul de interesant.